E super bun. Am avut una dintre zilele alea în care simt nevoia de niște comfort food, mâncarea care te face să te simți foarte bine. Și pentru mine comfort food este orice mâncare pe care o făcea bunica mea. Și m-am gândit la un pilaf cu ciupercă, pilaful ăla din copilărie. Am toate ingredientele, chiar și orez special pentru pilaf. Elimin morcovii pentru că atunci când sunt gătiți crește indicele lor glicemic. Așa. Și ce nu am față de ce avea bunica mea este timpul. Ea avea mult mai mult decât avem noi în ziua de astăzi. Dar eu am altceva care să mă ajute să gătesc foarte, foarte repede. Multicucărul meu, Cook for Me Touch, cu conexiune Wi-Fi de la Tefal. E genial și gătește foarte repede. Mie îmi place să gătesc, dar nu îmi place să dureze mult. Iar el are peste 150 de rețete care se gătesc în mai puțin de 10 minute. Iar dacă ți este mai ușor să folosești telefonul când cauți inspirație, are și o aplicație care se sincronizează cu el prin Wi-Fi. Selectezi o rețetă, o trimiți către aparat și începi să gătești. Hai să și mâncăm, zic! Uneori simt nevoia să gătesc, am seri în care vin acasă, nu vreau să ies deloc în oraș, pentru că mă face să mă simt foarte cozy și feminină. După ce am pregătit toate ingredientele, am urmărit pașii de pe ecranul tactil unde poți vedea timpul de gătire pentru fiecare etapă. Am dat start și gata. Doamne, mirosul din casă mă duce cu gândul la copilărie. Cook for Me Touch cu conexiune la Wi-Fi este cel mai performant multicooker Tefal din generația lui. Iar eu una de-abia aștept să mai gătesc la el și un desert pe care l-am ochit în aplicație. Cât se gătește orezul, îmi rămâne timp să mai pun la punct câteva lucruri din agenda mea de mâine. Aparatul l-am lăsat nesupravegheat fără grijă pentru că aburul este eliberat automat. Arată foarte bine! E super bun. E fix ca pilaful făcut de bunii.